Oameni care mișcă România cu Maria Țoghină. Găsiți, dragi prieteni, invitatul acestei ediții este un om care, prin realizările sale excepționale, nu doar a schimbat România, ci a dus tricolorul mai sus decât oricare alt român. A pus numele țării noastre pe lista selectă a statelor care au contribuit la cucerirea spațiului și împlinirea visului umanității de extindere a cunoașterii dincolo de limitele Terei. Este vorba despre primul și singurul cosmonaut al României, general locotenent în rezervă Dumitru Prunariu. Bună seara și bine ați venit la Oameni care mișcă România! Bună seara, bine v-am găsit! 2, 1, 0, Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Acestea sunt cuvintele rostite de Armstrong atunci când a pășit pe lună, la 20 iulie 1969. Fraza face rapid în conjurul planetei și devine istorie pentru întreaga omenire. Este ora 21:56 în Statele Unite, aproape ora 5 dimineața, aici, în România. În întreaga lume, milioane de telespectatori și radioascultători urmăresc în direct odiseea misiunii Apollo 11. Radiodifuziunea română a fost singura radiodifuziune din Europa de Est care a transmis în direct momentul aselenizării. În studio au fost Ion Ghițulescu și Catin Caralea, alături de profesorul universitar de fizică Ion Pascaru. Stimați ascultători, deoarece vom obține peste câteva momente cablul care ne oferă posibilitatea unui reportaj pe fază despre desprinderea modulului lunar de cabina de comandă, trec microfonul colegilor mei Catin Caralea și Ion Ghițulescu. Dragi ascultători, bună seara! Vom încerca, prin palidul mijloc al cuvântului rostit, să vă prezentăm în transmisiune directă momentele unice, inedite, ale marii aventuri cosmice care se cheamă misiunea Apollo 11. Văd pe micul ecran o parte din tehnicienii de la conducerea zborului, de la Houston, s-au ridicat de la mesele lor. Sunt destul de decontractați, dacă se poate spune așa. Numai o clipă am impresia că ni se transmite o știre. Într-adevăr, modulul lunar a aselenizat. Acum câteva clipe sau acum câteva minute vom afla în momentele următoare datele exacte ale acestei aselenizări. Ați ascultat un fragment din transmisiunea istorică a momentului aselenizării păstrat în fonoteca de aur a Radio România. Domnule Dumitru Prunariu, 50 de ani de la primul pas al omului pe lună, un eveniment aniversat zilele acestea pe toate continentele. Pentru dumneavoastră, ce semnificație are acest moment? A fost un moment unic pentru întreaga planetă. Desigur, România a transmis în direct un lucru pozitiv, un lucru lăudabil. Multe țări din estul Europei nici nu au știut că un cetățean al planetei noastre a pus piciorul pe un alt corp ceresc. Oricum, pasul lui Armstrong pe lună a reprezentat o schimbare radicală de viziune asupra explorării spațiului cosmic, asupra posibilităților umanității de a merge mai departe. Faptul că a pus piciorul pe lună, pe un alt corp ceresc decât planeta noastră, reprezintă un punct de început și de referință pentru orice altă întreprindere planetară, pentru orice altă planetă care va fi cucerită de om și pe care va pune piciorul, pe care va forma baze și pe care va putea să trăiască într-un viitor îndepărtat. Sunt curioasă să aflu cum ați trăit acea secundă a primului pas pe lună. Unde erați atunci? Ce ați gândit? Vă imaginați că peste un deceniu un român va putea participa la un astfel de program? Că ați putea fi chiar dumneavoastră acel român? Aveam 17 ani, eram în vacanță la părinți, la Brașov, eram elev de liceu și am așteptat cu sufletul la gură până spre ora 5 dimineață pentru a urmări în direct aselenizarea și primul pas al omului pe lună pe un vechi televizor alb-negru. Îmi amintesc și acum cu câtă emoție stăteam toată familia în fața televizorului să vedem ce se petrece. Simțeam cu toții că este un eveniment epocal, dar nu înțelegeam pe atunci adevărata semnificație. Pe atunci nici nu mă gândeam vreodată că România va fi atât de aproape de spațiul cosmic, că va putea să lanseze propriile experimente în cosmos.
cosmos, că va trimite un om în spațiul cosmic. Și s-a întâmplat ca, numai după 12 ani, eu să fiu acela care să reprezint România pentru prima dată în spațiul extraatmosferic. La 14 mai 1981 ați devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, participând la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului spațial Intercosmos și ați petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, înconjurând Pământul de 125 de ori. Cum a început aventura dumneavoastră spațială? A început total întâmplător. Eram inginer de aviație, îmi făcea mare plăcere să zbor, zburam la aeroclub ca sportiv, mă gândeam să-mi construiesc propriul avion cu cunoștințele pe care le-am acumulat într-o facultate de top, Facultatea de Inginerie Aerospațială de la București, și îmi efectuam, ca orice tânăr, la acea vârstă, stagiul militar. Comandantul unității ne-a anunțat că România participă la programe spațiale și că se caută candidați cosmonauți. Toți cei care eram în sală și îl ascultam am rămas mirați, uimiți. Ne uitam unii la alții, fără să putem crede ceea ce ne spune. Și am întrebat cine se oferă voluntar. Desigur, curiozitatea a fost foarte mare. Pe lângă faptul că fiecare avea meserie, mulți dintre noi eram căsătoriți, eu aveam și un copil deja, am ridicat mâna și am spus ce-ar fi să încerc. De fapt, determinarea principală a fost să ajung la București să mai văd soția, care era încă studentă acolo. Dar uitați că acel gând, acea determinare de a merge la București și a participa la o selecție... Acel moment de inspirație divină. Se pare că am fost la momentul potrivit, la locul potrivit și am făcut alegerea potrivită. Normal că după ce am început pregătirea, am devenit pasionat de acest domeniu, cu totul fascinant. Era cu totul altceva decât învățasem în facultate și știam. Și am ajuns să fiu primul cosmonaut român. Cum ați fost selectat? În ce a constat procesul? Pentru că probabil că nu ați fost singurul care a ridicat atunci mâna și bănuiesc că un astfel de anunț s-a făcut în mai multe centre din România. Exact. Anunțul s-a făcut întâi în unitățile militare. Un prim grup de selecție a fost reprezentat de ofițeri de aviație, ingineri. Un alt grup de selecție au fost inginerii de aviație care își efectuau stagiul militar. Apoi s-a mers mai departe în institute de cercetare, în întreprinderi de aviație, de unde au fost căutați ingineri de aviație care au terminat electronică, automatică, facultăți mai dificile, oameni care aveau capacitatea. Diverse. Specialități diverse, dar tehnice toate. Oameni care aveau capacitatea să învețe ușor tehnologii noi, tehnici noi. Ei bine, din acel grup de vreo 30 câți eram în unitatea militară, 17 au ridicat mâna să zboare la București. Apoi, în avion, au fost transportați cu un avion militar de parașutiști la o altitudine joasă, la ora prânzului, când erau multe scuturături. Câtorva li s-au făcut rău în avion, deja renunțaseră până la București la această oportunitate. Alții au picat la testele medicale. Oricum, în final, din toate grupurile, am rămas 7 oameni. 2 au renunțat la puțin timp după aceea, au considerat că poate nu e pentru ei această activitate, și 5 am mers mai departe. În final, după multe teste medicale, psihologice, am rămas 3. 3 am plecat la Moscova, la o investigare mult mai profundă în cadrul Institutului de Cercetări Biomedicale în domeniul aviației și cosmonauticii. Am fost supuși unor probe medicale care la noi nu se făceau. Iar apoi, din cei 3, am rămas 2, care am fost declarați apți să efectuăm cursul complet de candidați cosmonauți. În ce constă acest curs complet de candidați cosmonauți? Bănuiesc că semnificativ nu s-a schimbat de-a lungul anilor, probabil că doar s-au adăugat științe noi, s-au adăugat elemente suplimentare, dar pregătirea de bază, bănuiesc că e cam aceeași. Pregătirea de bază este aceeași, în medie este de 3 ani de zile, se face multă teorie, am învățat teorie legată de calculul, construcția navelor cosmice, rachetelor purtătoare, de zborul rachetei, zborul navei cosmice în spațiul cosmic, mediul cosmic, mic, astrofizică, multe elemente de felul acesta. Cam 2 ani de zile am învățat multă teorie și am dat examene la fiecare jumătate de an, așa cum se dă la orice masterat. Paralel cu aceasta am efectuat o serie de probe practice. Vizitele medicale erau la zi, la o săptămână odată treceam printr-o vizită medicală completă, apoi mai rar puțin. Aveam antrenamente la centrifugă pentru a face față suprasarcinilor în timpul lansării, aterizării, antrenamente la scaunul vestibular pentru a rezista perturbațiilor care apar în spațiul fără greutate, atunci când aparatul vestibular nu mai recunoaște un sus, un jos. De asemenea, am efectuat zboruri cu avioane cu reacție și salturi cu parașuta,
aceasta pentru a ne obișnui cu manevrarea unor agregate serioase, cum este un avion cu reacție, într-un mediu fără repere, zburam mult deasupra norilor sau zburam în pereche. Toate acestea au constituit una peste alta și o pregătire psihologică adecvată, pentru că înveți să te stăpânești, înveți să iei decizii în situații limită, înveți să întreprinzi acțiuni rapid și eficient. Deci toate acestea ne-au pregătit într-un fel pentru viitor. Apoi multe ore de antrenamente la simulator. Aveam câte 8 ore, intram în simulator, simulam diferite faze ale zborului cosmic, simulam toate situațiile speciale care ar putea apare, ieșeam din simulator, făceam o analiză a ceea ce am realizat acolo, treceam din nou la teorie și unde nu știam prea bine ce s-a întâmplat, învățam din nou teoria, din nou intram în simulator a doua zi, a treia zi. Uite așa, aproape un an de zile am făcut antrenamente în simulator, încât știam cu ochii închiși absolut tot ce ne poate aștepta în spațiul cosmic și cum trebuie să reacționăm și de asemenea cum să comandăm nava cosmică. O bună parte din aceste antrenamente le-am făcut în componența echipajului. Fiecărui candidat cosmonaut a fost repartizat un comandant de navă cosmică experimentat care mai zburase odată în spațiul cosmic. Și așa am ajuns în final să mă pregătesc cu Leonid Popov, un experimentat cosmonaut la acea dată, mai petrecuse la bordul stației orbitale Salyut 6, jumătate de an, 186 de zile de fapt, și care cunoaștea din punct de vedere practic absolut tot ce era nevoie pentru a zbura în cosmos. Eu însă cunoșteam foarte bine teoria, știam să fac demonstrații, iar la examene a trebuit să știm și una și alta. Ne-am completat reciproc foarte bine și am constituit un echipaj de succes. Ce a fost mai greu pentru dumneavoastră în acea perioadă? Pregătirea psihologică, pregătirea fizică? Practic, în toată perioada de pregătire, noi am fost alături de familie. Familia ne-a însoțit în orășelul cosmonauților, am locuit împreună, plecam dimineața la servici, ne întorceam seara, petreceam weekendurile împreună. Deci nu a fost o problemă de îndepărtare de familie, din contră. A fost o condiție pusă, atât de ruși cât și de partea română, pentru a nu avea griji suplimentare, pentru a fi tot timpul împreună. În afară de aceasta, o perioadă dificilă a fost perioada de început, când a trebuit să învăț limba rusă. Făcusem franceză-germană în școală, n-aveam habar de limba rusă. Începusem un curs destul de nesemnificativ în țară, pe care n-am avut timp să-l terminăm, și ne-am trezit acolo că trebuie să învățăm limba rusă. După vreo două săptămâni... Documentația era probabil în limba rusă. Absolut totul era în limba rusă. Absolut totul. Pe atunci nu se zbura cu americanii, acum americanii zboară cu rușii, acum există o cooperare internațională mult mai largă decât era atunci. Acum limba engleză, dar și limba rusă sunt obligatorii a fi cunoscute pentru a zbura la bordul stației cosmice internaționale. Pe atunci doar limba rusă era. Și am învățat-o. Ne-a fost pus profesor, un profesor foarte eficient, cult, care știa să învețe studenții străini să vorbească limba lui natală, limba rusă. În jumătate de an mi-am dat drumul, într-un an și jumătate pot să spun că o vorbeam excelent. M-a ajutat mult pentru că a trebuit să iau decizii, să înțeleg lucruri, fără să mai translatez toate acelea în creierul meu, în limba mea natală. Devenise o limbă nativă, folosind-o atât de des și pregătindu-vă. Să spunem, cel puțin partea tehnică. Cel puțin pe componenta, exact, pe componenta exact. Profesională. Pe componenta profesională mi era greu să traduc în limba română o serie întreagă de termeni pe care îi cunoșteam, îi înțelegeam. Nu aveam echivalente de multe ori în limba română. Oameni care mișcă România, cu Maria Țoghină. Care au fost cele mai importante momente ale misiunii dumneavoastră în spațiu? Pe lângă lansare, joncțiunea cu stația orbitală și aterizare ulterior, misiunea a constat în efectuarea o serie întreagă de experimente științifice proiectate de specialiști români cu aparatură românească. Cel puțin jumătate dintre ele au fost integral românești, celelalte au fost realizate în cooperare internațională și acele experimente erau importante pentru continuarea cercetărilor în acele domenii pentru institutele care le-au promovat. Au fost experimente în domeniul medical, psihologic, în domeniul biologic, studiul materialelor biologice în spațiul cosmic, tehnologii spațiale, creșteri de cristale din diferite materiale care au o altă structură crescută în spațiul cosmic și pot fi folosite în anumite echipamente speciale la sol. De asemenea, am făcut un studiu destul de extins asupra radiațiilor cosmice. Eu, practic, am fost un cobai care am înregistrat cu aparate speciale nivelul radiațiilor cosmice deasupra diferitelor zone ale Pământului și, trasând
fiind un anumit grafic al variației acestor radiații cosmice, s-au putut îmbunătăți mult informațiile și cunoștințele pe care le avem jos la sol asupra mediului de radiații din spațiul cosmic. Ați avut emoții atunci când ați pornit la drum, în timpul misiunii? Normal că am avut emoții. N-aș fi fost om normal dacă nu aveam emoții. Nu mi-a fost însă frică. Aveam o dorință destul de pronunțată de a ajunge mai repede în spațiul cosmic, de a vedea Pământul de acolo, de a simți imponderabilitatea. Curiozitatea mea era foarte mare în acest domeniu. Normal că emoții am avut la lansare, datorită și suprasarcinilor și trepidațiilor rachetei. Pulsul mi-a crescut peste 120, tensiunea arterială mi-a crescut, dar este normal când ești supus unei suprasarcini de aproape 4G și trepidezi puternic îndreptând despre spațiul cosmic. Zaraganiem, предварительное. Всем. Всё есть. Промежуточное. Сообщение ТАСС. В Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля Союз Т-4. De când ne știm, ne observă ideea de zbor. De aproape 3 sferturi de veac, de la Vuia, Vlaicu și Coandă zburăm. Cosmonautica românească dispune și de primul ei zburător în spațiul orbital, participând la misiunea Intercosmos din primăvara anului 1981, când Dumitru Dorin Punariu a intrat în galeria cosmonauților Terei, fiind după Yuri Gagarin cel mai tânăr cosmonaut până astăzi. 125 de ocazii de a observa planeta, dar și țara natală din spațiu. Sunt curioasă, cum ați văzut România de acolo? Ce ați remarcat? Ce sentimente ați trăit? Efectuam o rotație completă în jurul Pământului într-o oră și jumătate. Dar nu la fiecare rotație aveam posibilitatea să observăm România. De ce? Pentru că Pământul în acea oră și jumătate se rotea și el în jurul axei sale și de fiecare dată treceam pe deasupra unei zone care era decalată cu o oră și jumătate față de cea precedentă. Și astfel noi ne învârteam practic în jurul Pământului ca un mosor. Practic noi stăteam pe loc și Pământul se învârtea sub noi. Ei bine, am avut ocazia să observ diverse regiuni ale globului. Am rămas încântat de culorile extraordinare, mai ales din zonele tropicale. Dar de fiecare dată cu emoție căutam să văd țara natală, să disting orașul meu natal, cursul Dunării, curbura Carpaților, delta Dunării, Marea Neagră. Reușeam să le văd cam o dată pe zi, pe la ora 7, 7 și jumătate seara. Pe atunci orbita ne permitea să ajungem în acea zonă. Ați văzut România la apus mai degrabă? România mai degrabă l-a apus și umbrele norilor ale Carpaților lăsau dâre destul de lungi pe teritoriu. Este evident că există un Dumitru Prunariu înainte de zborul în spațiu cosmic și unul de după acest moment. Cum v-a influențat viața? Ce s-a schimbat? S-au schimbat foarte multe lucruri, pentru că una este să fii un inginer, inginer ofițer ulterior, când am început pregătirea devenisem deja ofițer activ, și alta este să devii persoană publică, cunoscută de un glob întreg. Imediat după ce am zburat în spațiul cosmic, informații despre zborul efectuat, despre mine personal, au fost publicate în lumea întreagă. În momentul în care am aterizat, reporterii s-au repezit pe noi, pe mine, pe Popov, să ne ia interviuri. Pentru prima dată trebuia să expun într-un mod coerent, într-un mod accesibil publicului, tot ceea ce am făcut eu în spațiul cosmic. Apoi a început o aventură întreagă în România, prin numeroase deplasări în institute de cercetare, școli, sindicate, grupuri de elevi organizați pe diferite cercuri de specialități, grupuri de science fiction care doreau tot să știe cum a fost în spațiul cosmic, ce reprezintă un zbor cosmic. A fost o perioadă în care eu, pe de o parte, m-am adaptat necesităților media, pe de altă parte am fost și puternic stresat de acest consum permanent de energie prin deplasări și povestiri. Normal că familia a rămas acasă, aveam reproșuri din partea soției: ai zburat în cosmos, dar ai familie, ai doi copii, trebuie să stai mai mult acasă. Ei bine, n-am mai depins de mine, nu mi-am mai aparținut o bună bucată de vreme. Apoi am început să controlez din nou situația și cu informațiile, dar și cu experiența acumulată imediat după zborul cosmic, fac față în continuare tuturor solicitărilor. V-ați simțit mai aproape de Dumnezeu acolo în spațiu? În spațiul cosmic simți că te rupi într-un fel de toate problemele de zi cu zi de pe Pământ. Te rupi un pic și de energiile mai mult sau mai puțin pozitive care te înconjoară pe Pământ. Simți că te afli într-o lume universală și simți că acest univers este controlat de niște forțe mult superioare celor pe care le întâlnești pur și simplu pe Pământ. Ai senzația că aparții unei alte lumi, ești legat energetic de o altă lume și
și această credință în Dumnezeu, pe care de fapt fiecare o are în inima lui, se manifestă într-un fel aparte acolo în spațiu cosmic. Ce credeți? Suntem singuri sau mai există și alte civilizații în univers? În mod sigur, nu suntem singuri. Ar fi absurd să afirmăm faptul că suntem singuri. Normal că undeva, cel puțin probabilistic, trebuie să mai existe alte civilizații. Dar unde, este foarte greu să spunem în momentul de față. Am descoperit apă pe Lună, am descoperit apă pe planeta Marte, am descoperit apă pe sateliții naturale ale unor planete gigante. Ei bine, acolo unde există apă, se presupune că există anumite forme de viață. Noi nu știm exact ce forme de viață au existat, există sau vor exista în sistemul nostru solar sau în alte sisteme stelare. Căutăm să determinăm cu telescoape puternice sisteme stelare care se află în galaxia noastră, mult mai departe de Pământ, care au în jurul lor planete asemănătoare cu sistemul nostru solar și cu anumită probabilitate afirmăm că acolo ar putea exista viață. Mai avem noi românii șansa să trimitem din nou pe cineva în spațiul cosmic? Sunt optimist. Vom avea șansa. Nu avem în momentul de față. Șansa noastră este de a colabora în cadrul Agenției Spațiale Europene la programe complexe, ceea ce și facem în momentul de față. Și să așteptăm o nouă selecție de astronauți europeni în cadrul acestei instituții interguvernamentale. Pregătim proprii noștri astronauți, chiar dacă în momentul de față nu suntem pe cale de a trimite pe cineva în spațiu? Nu are rost să pregătim atâta timp cât nu avem o perspectivă foarte clară ce facem cu ei ulterior. În momentul în care se vor desfășura noi programe pilotate în care România va intra, vom face o selecție nouă de candidați cosmonauți. Există criterii clare la nivel european pentru a face aceste selecții și vom începe să-i pregătim. Aselenizarea 50 de ani de când omul a încetat să mai fie prizonierul planetei sale, la jumătate de secol de la acest moment excepțional în evoluția umanității, care este provocarea? Spre ce ne îndreptăm? La 50 de ani de la aselenizare ne gândim la viitoarea aselenizare. Dacă Statele Unite, care sunt cel mai mare investitor în spațiul cosmic, au avut un program de om pe lună, care s-a terminat în 1972, apoi au alocat bugetul NASA unor alte programe importante la acel moment, respectiv naveta spațială, stația cosmică internațională. În momentul de față consideră din nou luna o oportunitate și chiar o necesitate pentru explorare. De data aceasta, programul Artemis, Artemis fiind sora lui Apollo, programul Artemis va genera nu numai zboruri umane directe spre lună, dar și crearea unei stații orbitale circumlunare, acolo unde cosmonauții vor veni de pe Pământ, de unde vor pleca spre lună, de unde se vor întoarce de pe lună și de unde vor pleca înapoi spre Pământ, dar și la bordul căreia se vor efectua numeroase experimente științifice într-un mediu diferit de mediul circumterestru. Pe lângă aceasta, o bază umană permanentă va fi stabilită pe lună, undeva în zona polului sud al lunii, este o zonă foarte interesantă, unde se găsește și mai multă apă, și pe rând echipajele se vor schimba și vor studia în amănunțime luna. O vor studia nu numai din punct de vedere științific, dar și vor determina ce resurse naturale pot fi exploatate pe lună și aduse pe pământ la un preț de cost mai scăzut decât prin exploatarea lor directe pe pământ din minereuri foarte sărace în altele materiale. Invitatul ediției a fost general locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, primul și singurul cosmonaut român de profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației Civile Române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președintele Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic, președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, vicepreședinte al Comitetului de Relații Internaționale al Agenției Spațiale Europene. Aceasta este doar o parte din impresionanta carte de vizită a invitatului ediției, despre care putem afirma cu toată convingerea că prin realizările sale mișcă România. Sunt Maria Țoghină și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!